La cea de-a cincea ediție a platformei de parteneriat pentru Moldova, ministrii de externe ai Germaniei, Franței, României, Poloniei, Lituaniei, dar și altor țări membre UE și-au exprimat susținerea pentru Republica Moldova, dar și pentru parcursul european al statului. Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul prim-ministrului Dorin Recean, care a menționat că guvernul își propune o creștere economică substanțială pe termen lung. Astfel, prioritate vor avea infrastructura, energia, agricultura, precum și extinderea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. La rândul său, șefa statului, Maia Sandu, a subliniat că acest forum reprezintă o cale spre progres, pace și stabilitate. Șefa diplomației de la București, Luminița Odobescu, a spus că reuniunea de la Chișinău a partenerilor Republicii Moldova aduce proiecte mari pentru țara noastră, care este afectată de războiul ruso-ucrainean și de atacurile hibride ale Moscovei împotriva Chișinăului. Moldova nu este singură. Eu nu cred că Moldova a avut atât de mulți prieteni, cum ați văzut astăzi, și reuniunea de astăzi este o dovadă în acest sens. Dorim să sprijinim în continuare Republica Moldova pe parcursul său european pentru dezvoltarea economică cu proiecte de interconectivitate în sectorul energetic, digital, a transportului. România a fost și va fi mereu alături de Republica Moldova. We are not only standing in solidarity with Moldova, but we are partners and friends and we are moving together on Moldova's accession pathway to the European Union. And therefore, the partnership platform we have set up 2.5 years ago is also a platform towards the European Union to invest in long-term investments and economic resilience, to invest in democratic structures to counter corruption and to counter disinformation. Și noi vom ajuta Republica Moldova pentru ca dânsa să continue să meargă pe aceeași cale și să devină un stat european. Susținerea va fi una pe termen lung, vor fi luate măsuri de către partenerii noștri pentru a ne concentra pe sectoarele identificate ca fiind prioritare prin planul de acțiune de dezvoltare a Republicii Moldova și de aderare la Uniunea Europeană și Agenția Franceză de Dezvoltare a început un lucru foarte activ pentru a moderniza sectorul energetic al Republicii Moldova. În cadrul conferinței ministeriale a Platformei de Parteneriat pentru Republica Moldova, premierul Dorin Recean a vorbit despre importanța deschiderii negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană. Pe măsură ce ne apropiem de aderarea Uniunii Europene, conectivitatea cu piața unică este esențială, la fel ca și capacitatea noastră de a dezvolta și menține lentile de solidaritate cu țara vecină Ucraina. Modernizarea infrastructurii rutiere va contribui la sporirea afacerilor, iar îmbunătățirea aprovizionării cu apă, infrastructurii de aprovizionare cu apă, va contribui la creșterea nivelului de viață în Moldova. Moldova are un potențial enorm, dar cu războiul la hotar ne este dificil să-l valorificăm. Iar istoria ne-a învățat că nicio țară nu a reușit să devină un succes economic fără un sprijin inițial solid și parteneriate de durată. Aceasta este ajutorul pe care l-am cerut și îl cerem partenerilor noștri. Obiectivul nostru este să transformăm abordarea din ad hoc într-una strategică pentru un parteneriat de lungă durată care va ghida Moldova pe calea spre UE și va consolida reziliența Moldovei. Platforma de parteneriat pentru Republica Moldova este o inițiativă comună a trei state, România, Germania și Franța, care urmărește generarea de asistență imediată politică, financiară și materială, precum și de expertiză aprofundată pentru procesul de reformă democratică. Scopul organizării conferințelor ministeriale este de a mobiliza și coordona sprijinul politic, tehnic și financiar pentru Republica Moldova. Prima ediție a platformei de sprijin a avut loc la Berlin în anul 2022.